Miercuri seară, în jurul orei 21, Câmpul Lungul și câteva comune din jur au rămas fără curent. Timp de 2 ore, câteva zeci de mii de oameni au stat într-o beznă totală. Din când în când, curentul revenea, creând astfel fluctuații care ar fi putut afecta aparatura electrocasnică din gospodării. Nici iluminatul public nu a funcționat, iar mulți dintre mușceleni se întrebau ce s-ar fi putut întâmpla atât de grav. Potrivit reprezentanților societății furnizoare a energiei electrice, de vină ar fi câteva cabluri. Cu toate acestea, localnicii din zona blocurilor Turn au auzit o bubuitură puternică la centrala electrică din zonă, semn că nu a fost vorba numai de câteva cabluri care erau defecte. Așa cum ați văzut, aseară au fost niște întreruperi de curent în mai tot orașul. Am avut discuții cu inginerul Ulea, care este șeful de la exploatare la CEZ Câmpul Lung, și cu cei de la Craiova. Au fost 4 cabluri străpunse și 2 în Grui, unul în Vișoi, unul în zona de nord spre Dilu, la acel post de transformare, care a făcut ca timp de 2 ore și jumătate să nu avem niciun fel de sursă energetică pe Grui, Vișoi și cartierul, partea de nord a orașului. Urmează să ni se raporteze tot ceea ce au întreprins și ce au făcut și care e motivația pentru care s-a produs acest lucru. Am avut discuții inclusiv cu prefectul județului și dânsul a intervenit la Craiova, dar, mă rog, remedierea a durat totuși 2 ore jumătate. Ne cerem scuze față de ceilalți, dar, mă rog, cei mai mult ar trebui să-și ceară scuze cei de la CES pentru faptul că au avut destul de multe intervenții spre îmbunătățirea sistemului de furnizare de energie și văd că nu au reușit să-l ducă până la capăt. Prefectul Emilian Dragnea a aflat de pana de curent de la Câmpul Lung de la un reprezentant al studioului nostru și s-a arătat surprins de cele auzite, mai ales că a ținut să specifice faptul că la Pitești este curent. Mușcelenii trăiesc acum cu speranța că situația se va rezolva și nu va mai avea loc o pană de curent pe un interval atât de mare. Cât despre cei din mediul rural, speră ca în viitorul apropiat să aibă curent electric în fiecare seară și nu cum s-a întâmplat până acum, să beneficieze de această utilitate odată la 2 seri.